Cristian Riza a lansat atacul asupra lui Mircea Joana prin intermediul soției. Cosette a rupt tăcerea și a făcut dezvăluiri incredibile despre cadourile familiei Riza pentru Mircea Joana în schimbul avantajelor politice. De ce a fost frică lui Mircea Joana? De-aia n-a scăpat. Din spatele gratilor, unde stă pe bună dreptate și execută pedeapsa nesperat de mică, infractorul cu acte Cristian Rizea și-a armat nevasta și-a trimis-o cu Sorcova la povesti prin oraș. Și ghinionul lui, femeia are ce vorbi. Fără să fabuleze, nici nu e nevoie, ajunge ce a trăit și ce a văzut. Evident, a început cu banii și cu avantajele oferite fostului viitor președinte al României. Iar povestea e reală. Doar că s-a închis frumos în instanță, pe vremea când dosarele se optimizau în liniște, fără dat în gât și urlat la televizor. Banii aia despre care vorbește nevasta escrocului, 300 de mii, chiar s-au dat. Scrie și în documentele emisiei de justiție independentă. Și s-au livrat la pungă. Cam ca ceasurile de la Maria Evanghelie. Doar că nu era ziua celui care avea să intre în istorie ca președinte pentru o noapte. Dar, mă rog, pretext de pornire a discuției despre cașcaval s-a găsit. Ziua fiesii. Cu petreceri pe iaht, mese bogate la restaurante bune și dezmăți în cluburi celebre la Monaco și la Saint-Tropez. Cam în aceeași perioadă în care, fatalitate, Rizea o copzărea tot pe coasta de Azur pe generalasa SRI Anaconda, prietena din tinerețea nevestisii. Nu am pic de compasiune pentru Rizea. Falit și pușcăriaș nu dau doi bani pe el. Își merită soarta cu vârf și îndesat. Un măscărici inventat și manevrat de servicii, executat tot de servicii când a devenit dăunător. Dar nici vreo strângere de inimă pentru Joana. Când te hăitesc cu derbedeii și te mai și arunci la avantaje de la ei, așteaptă-te ca la un moment dat să se spargă. Strângi de portocale cu vreun dosar penal, vrând să fie utile adversarilor tăi politici, la simpla și omenească răzbunare, nici măcar nu contează motivele. Ajuns secretar adjunct al NATO, i s-a părut că a atins cerul cu mâna, vorba cântecului, și că i s-a îngropat trecutul. Vrea musa-i președinția și nu pricepe de vorbă bună că nu e rândul lui. Ei bine, dacă nu-și reevaluează rapid opțiunile de viitor politic imediat, o să calce numai printre mine până la sfârșitul anului.